Piața giurgiuveană are încă destule produse numai bune de adăpostit în cămară pentru consumul de iarnă. Clienții însă sunt deosebiți în această perioadă, în funcție de necesități și bugetele alocate. În timp ce o parte a locuitorilor orașului și-a făcut deja aprovizionarea, o alta are probleme în acest sens și acestea nu sunt puține. Multe. În momentul ăsta nu-mi dau seama, așa de multe am nevoie, să știți. Gogoșari, ardei capia, morcov și rădăcinoase, toate se găsesc la prețuri rezonabile, dar hotărârea de a cumpăra câte ceva este dependentă de un lucru important. Să ne uităm în timp buzunar. Dacă mai rămâne să mai iau ceva, să ai mere ceva. Dacă deciziile cumpărătorilor sunt dificile, vânzătorii se declară nemulțumiți de ceea ce vând, doar produse pentru consumul cotidian. Mai mult la verdeață și pentru o ciorbă, doi morcovi și un păstrănac. Pentru o verdeață, ori pentru un gogoșar, omul de rând trebuie să pună ceva bănuți în portofel. Iarna poate nu va fi prea grea.